Sunt probleme pe calea ferată la această oră. Reprezentanții CFR Călători anunță întârzieri la mai multe trenuri. Atenție, din cauza lipsei tensiunii pe șine. Colega mea, Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN, este în direct cu noi în acest moment. Bună dimineața, Ioana. Ce se întâmplă mai exact? Bună dimineața, Cristina, și bun găsit tuturor! Furtul creează probleme serioase pe magistrala 200, o rută importantă care leagă centrul de vestul României. În consecință, mai multe trenuri au întârzieri semnificative. De exemplu, în gara de nord, la sosire, întârzierea cea mai mare este acumulată pentru un tren de Oradea cu 260 de minute de întârziere. La plecări, un tren de Constanța are peste 230 de minute întârziere. Sunt doar câteva exemple, sunt și alte întârzieri. În noaptea aceasta, mai multe trenuri au staționat. Acesta este motivul principal. Și au staționat pentru că echipele de intervenție au acționat pe intervalul de stații Radna-Vărădia pentru repararea liniei de contact, pentru îndepărtarea mai multor crengi și înlocuirea mai multor echipamente tehnice. Au fost necesare aceste intervenții pentru a se repune sub tensiune firul de contact. Și la acest moment sunt mai multe trenuri care staționează pe rută. Vorbim despre un tren care staționează în Radna de la ora 8:10 și de asemenea un tren care staționează în stația Vărădia de la 6:30 de minute. Ioana, îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.